Această rubrică este oferită de Mekon. În anul 1913 s-a născut Gerald Ford, a fost al 40-lea vicepreședinte și al 38-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. După succesiunea la președinție, datorată demisiei lui Richard Nixon, Gerald Ford a devenit prima persoană din istoria Statelor Unite care a ocupat cea mai înaltă poziție în stat, fără să fi fost ales președinte sau vicepreședinte. Înaintea numirii sale ca vicepreședinte al Statelor Unite, Gerald Ford a slujit peste 8 ani ca lider al minorității din partea Partidului Republican în Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii, una dintre cele două camere legislative ale Congresului American. În anul 1942 s-a născut Javier Solana. După ce a deținut pe rând funcțiile de ministru al culturii, ministru al educației și ministru al afacerilor externe al Spaniei, a fost secretar general al NATO. Din luna octombrie anului 1999 până în decembrie 2009, Javier Solana a exercitat funcțiile de înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și de securitate comună, secretar general al Consiliului Uniunii Europene și secretar general al Uniunii Vest-Europene. În anul 1967 s-a născut Mădălina Manole. Cunoscută ca și Fata cu părul de foc, Mădălina Manole a fost solistă vocală, compozitor și instrumentist. S-a stins din viață în anul 2010, tot pe data de 14 iulie. În anul 1967 a murit Tudor Arghezi. A fost cunoscut poet, scriitor și publicist român. În anul 1965 a murit Matila Ghica. A fost ofițer de marină, diplomat, estetician, scriitor, matematician, inginer și istoric român. A intrat în diplomație în anul 1909, ajungând la rangul de ministru plenipotențiar. A demisionat din serviciul diplomatic după numirea generalului Ion Antonescu ca prim-ministru. Este cunoscut îndeosebi pentru lucrările sale privitoare la numărul de aur și proporțiile ideale în artă și în natură. În anul 1789 a avut loc căderea Bastiliei, moment care a marcat începutul Revoluției franceze. În anul 2002, președintele francez Jacques Chirac scapă neatins dintr-o tentativă de asasinat în timpul festivităților de Ziua Bastiliei. În anul 2015, sonda spațială New Horizons, lansată de către NASA în anul 2006, a trecut în cel mai apropiat punct de planeta pitică, Pluto. După o călătorie de 5 miliarde de kilometri, New Horizons a trecut la doar 12.430 de kilometri de Pluto. Întâlnirea este considerată de către specialiști principalul eveniment spațial al anului 2015. Această rubrică a fost oferită de Mekon.